Anatol Mărzenco la filmul Tunete. Primele filmări au fost chiar la frontiera de la Leușeni, de la Ungheni. Așa momente au fost când femeile din sat spuneau: dacă ne-l arătați pe Anatol Mărzenco, noi astăzi vă aducem plășinte. Veneau femeile, da, veneau la poartă, se uitau, se uitau. Ia uite, fa, dar noi credem că el e mai gras, că e mai zdravă, dar el e sărac. O gradă e pustie, iar mi-a rămas în sânge. Știți că la poarta piesă erau care tot timpul ghișitoare, dă să te ghișesc, dă să te ghișesc. Mergea așa zvon că reîntoarcerea e despre revenirea ta de la închisoare. Dar de unde s-a pornit așa zvon? Rap-ul este cu Capușon, cu Valera Leovski, tăți prietenii, o să zic, vei, Mărzenco și-o ieșit din minți. Ai avut în viața personală vise care, fix așa ca în film, ți-au prevestit ceva? Am avut. Anatol Mărzenco la Oscar. Cel mai tânăr și vechi actor. Partener general OTP Bank. Anatol Mărzenco la Titania Podcast. Eu sunt tare mândră și fericită că ai venit tu, pentru că așa am decis în afară, ne tutuim. Da. Și e onoare pentru mine și sper să mă țin de acest aspect, pentru că am tendința să spun dumneavoastră celor pe care îi admiram dimititică la televizor. În cazul tău, o gradă e pustie, iar mi-a rămas în sânge. Mulțumesc mult. Cât se, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Și am acceptat. Câți ani ori fi trecut de atunci, de când am avut prima emisiune cu tine? Atunci era încă și prietenul meu, Anatol Dumitraș, să-mi minte, da, noi am făcut, nu știu cum atunci, da, la rând. Anatol, eu am făcut o emisiune, da, cu Anatol Dumitraș și cu Anatol Mărzenco. Da, am avut... Eu aveam 24, acum am 36. 12 ani. Mulți ani. Mai mult. Da. Sau mai mult, sau 23, cred că așa. 23 de ani aveam eu, 23-24. Lucram la o televiziune regională la Kenford, acolo. Și da, da, da. Ați venit împreună cu Anatol, da, Dumitraș, Dumnezeu să-l ierte. Am făcut și cu Ana Barbu. Am făcut interviuri atunci. Avem niște emoții, eram, da, la început. Eu chiar răsfoiesc acele momente. Să nu-mi iau fără scenă. Da. Eu răsfăiesc acele momente și zic, uite, zic, ce de frumos a făcut Tatiana, că a rămas o amintire extraordinară. Dar eu ți-am mintit și interviul de la Radio Sănătatea, care, da, a fost înainte de televiziune aceea, unde-i povestit chestia aceea cu borșul de 800 de lei. Ah, da, 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 a fost, deci, așa. Anatol a făcut un borș care a costat 800 de lei. S-a dus o țâia psihotare și nu era Viber, nu era WhatsApp. Și ai sunat-o de multe ori ca să-i spui și urmează să spună în borș. Corect. Factura la chitanța, sau cum se numește, factura, da, 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 la telefon, a venit 800 de lei pentru un borș. Da, mult, mult am discutat cu dânsa atunci la telefon și era direct, era, adică mult telecom, că telefonam. În schimb, ai învățat cum să faci borșul, de atunci ai mai făcut? N-am mai făcut. N-am mai făcut și zic, eu fac ceea ce știu a face. Și știi să faci bine. Da, mulțumesc. Când toată viața ai cântat. Și acum mai nou, film. Producător de film, Anatol Mărzenco la filmul Tunete, care se lansează în 5 octombrie, și actor. Am văzut filmul și pentru asta închinăciuni, pentru că atâta firesc într-un actor care nu a făcut actorii de toată viața, eu încă n-am văzut. Felicitări! Mulțumesc din suflet. Vreau să vă spun că, având în platou așa maestri ca Boris Cremene, ca Olesea Sfeclă, ca Grigore Becket și mulți alții, zic, băi, Anatol, băi, tu îi faci față, dar la urmă mi-am amintit de povața lui taică-meu. Fă ce s-o coți tu și cum s-o coți. Dacă vezi că cineva face mai bine ca tine, strădui-te să-l ajungi din urmă. Nu să faci mai bine, dar să-l ajungi din urmă, să fii pe un cântar cu el. Și atunci zic, Anatol, hai! Eu vă invit să vedeți filmul. Noi n-o să facem spoilere. Noi vrem să vorbim despre cum s-a construit acest film. De asta, pentru mine, e foarte important să te întreb. Seamănă Anatol cu Iacob? Iacob este personajul principal ca valori, ca fel de fi, nu ca statut. Știți, vreau să vă spun, am încercat
să mă încadrez, dar cred că m-am încadrat în acel personaj al lui Iacob. Eu de firea mea sunt o fire mai romantică, sunt o fire care mi jale tot timpul de cineva, de mine nu mi este jale. Dar Iacob, ce vreau să vă spun, este un personaj, să spun că mai dur, nu. Tot așa, cu inimă mare, dar tot timpul vrea să demonstreze copiilor săi că este un tată care vrea să le dea o povață și un drum bun în viață, arătând că este prea dur cu ei. Dar într-adevăr nu este așa. Este un personaj, este o inimă care tot timpul s-a gândit la viață, s-a gândit la copiii lui, se gândea de ce se întâmplă așa în viață și de ce se întâmplă cu mine așa ceva. Cine a înaintat propunerea ta în acest rol? Eu vreau să-i mulțumesc bunului meu prieten, Ioane Bobeico, fiindcă eu nu am vrut să-l întreb, Ioane, cum ai ajuns la mine ca să-mi propui acest rol în acest film? Niciodată nu l-am întrebat, dar din spusele altora am aflat că pur și simplu el avea câteva personaje care trebuia să ducă tratative ca să le propună acest rol. Și Ioane tot e o fire tot romantică. Este regizorul, fire, adică. Da, regizor. Și atunci să mai ascult ceva muzică și tot răsfăind internetul a dat peste un cântec de-al meu. Pare mi se că totul e trecător sau reîntoarcere de care a fost vorba mai sus. Și s-a luminat la față și zice, ia cătălă Iacob, l-am găsit. El împreună cu Marin Madan îi spune lui Marin, urgent găsești telefonul lui Anatol, îl telefonezi și faci o întâlnire cu el. Și atunci am primit acel apel telefonic, m-am întâlnit cu ei. Eu credeam că Marin Madan, Ioane Bobeico, zic, îi vedeam de vreo 50-60 de ani, dar când am văzut că, practic... Până la 30? Da. Plus minus. Doi flăcăi, zic, ce film poate merge vorba, ce film, care rol, care... Scenariu, regii, producții. Și când am făcut teaserul și am văzut ce se petrece acolo și cum lucrează, zic, băi, aici. O să iasă. Cam așa. Eu nu credeam. Mi-a dat scenariu să-l citesc. Am citit scenariu, zic, bun, zic, eu ce rol aici am? Și el zic, ce rol? Iacob, rolul central. Zic, bă, leu. Zic, nu știu, dar deja mă gândeam, băi, oare am să izbutesc, ori nu. Și îmi amintesc cu drag, ne-am implicat toți, plini de entuziasm. Am plecat, primele filmări au fost chiar la frontiera de la Leușeni, de la Ungheni. Uh-huh. Unde ne-am dus acolo și să vorbim așa cum este, cum spun la noi, parcă era zbranca acolo. Ne-am dus, am trecut sârmă ghimpată, partea cealaltă acolo. Băieții care erau cu noi au dat jos niște pari sârmă ce au... Părea că noi suntem... Chiar acolo? Da. Și spune cineva, doamna Tol, pare mi se că avem probleme. Zic, dar ce probleme? Și că, nu știu, vine un echipaj, o escortă, vine să nu fie grănicerii. Au venit grănicerii, într-adevăr, acolo. Cine sunteți? Cine v-a dat? Voi aveți învoire? Nu avem. Și după asta am mers la pichet. Am spus, băi, n-am știut, dar vrem să facem un lucru frumos. Și atunci am telefonat, nu mi-amintesc cu ei, am telefonat în Chișinău, era pare mi se că ori sâmbătă, ori duminică. Adică nu prea aveai cui să suni. Nu aveai cui să telefona. Și totuși am ieșit la cineva, pare mi se că ori de la guvern, ori din... De la Ministerul Apărării, pare mi se că. Și am spus, sunt Anatol Mărzenco, filmăm, facem un film. Bine, Anatol,
tot în regulă, tot în regulă. Ne-au primit. Asta am mâncat acolo la pichet, au hrănit echipa noastră și a mers spre Chișinău, seara târziu. Vezi ce înseamnă cuvântul unui om care este, și când spun artist al poporului, eu nu mă refer la titlul ăsta oficial, dar artist al poporului în sensul în care eu cred că toată Moldova știe de tine. Toată Moldova te cunoaște. Da, pare mi se că mie că nici nu eram artista poporului atunci și totuși lumea mă știa. Dar știți cum, la noi este așa un... Dacă n-ai artista poporului, înseamnă că ce fel de artist ești. Dar nu, eu nu vorbesc de titlu, aici pur și simplu alt cuvânt nu ne-a venit, dar artist iubit de popor, asta e ideea. Iubit de tătă Moldova. Pentru că eu nu știu dacă există un om din generațiile, iată, a noastră, mai mici, mai chiar și mult mai tinere, tot să-l știu pe Anatol Mărzeancu. Există un număr destul de limitat de personalități pe care le știe toată țara. Și Tatiana, ești unul din ei. Vreau să-ți mai spun așa chestii. De multe ori nu prea iubesc. Eu când plec undeva în oraș, prefer să rămân în mașină, să aștept pe cineva. Dar câteodată când ies chiar din mașină și văd tineret, să spunem așa, chiar nu vreau să spun că chiar că se laudă, 15, 20 de ani, 25, bună ziua maestre, bună ziua domnul Atul, bună ziua maestre, nu știu, 15 ani, 10 ani, pentru 20. Părinților ascultă sau ascultau, poate că, de asta, poate precis că. De asta. Sunt de acord, dar cred că este și acele clipuri care le-am făcut împreună cu muzica de astăzi, care se ascultă rap-ul ăsta cu Capușon, cu Valera Leovski. Poate că și asta a jucat un rol. Evident, da. Și cred că chiar într-o bună parte și aceste teasere, aceste trailere de la acest film totuși se uită. Da, oamenii se uită, el e bine promovat, echipa se ocupă de asta. Și apropo de echipă, hai să menționăm câțiva oameni din echipă. Ai spus despre actori. Iubescu a fost implicat, adică da. Sergiu Cumătrencu, Marin Madan, care e de la stand-up. Marin Cumătrencu, fratele lui Sergiu. Și Marin. El a fost cu noi în platou acolo, sigur că. Cine a fost? Nicu Dragan, cameraman. Okay. Păi cine a mai fost? Domnul Mutilică, okay. Sorin, cine? Anatol Mărzeancu ca producător. Da. Pentru că ești implicat în producția filmului, nu doar. Am văzut titlurile. Ceea ce am simțit eu în platou alături de colegii mei, când mi-au spus că mâine, în zori, așteptăm ceață. Așteptăm bine, așteptăm ceață, vom filma la orele 5-6. Am avut și filmări din noapte și filmări de dimineață. Și zic, care-i scena? Atunci când cumperi motocicla de la prietenul tău, trebuia să o cumpăr de la Boris, da. Cremeni, cu Daniel Brânză, cu feciorul meu. Apropo, Daniel Brânză, tot un actor extraordinar și-a făcut meseria pe bune. Ne mai vorbim de fiica, de Tincuța. Da. Josan. Deci filmările au avut loc acum 3-4 ani. Și ea când, 5. 5 ani. Ea când a venit la film, eu n-am cunoscut-o. Ea este o adolescentă adevărată acum, atunci era o fetiță de vreo 10 ani. Și așa, ce diferență! Vreau să vă spun că de atunci pe Nicu, cu Nicu am dat ochii. L-am văzut. Am fost într-o emisiune. Dar cu Tincuța nu. Și mie mi este interesant să văd cum arată. Încă n-ai văzut? Nu. Okay. Acel chip de fată care a fost alături de mine. Eu mi-amintesc ochișorii ei când spune: tată, spați-mi așa ochii. Ți-am spus acolo. Ai grijă de vacă și e sama și nu le scăpa acolo. Acolo știi și e câmpul minat. Este o istorie a unor oameni care au trăit în acel sad, Pohrebea, și au fost întotdeauna într-un pericol de a călca pe mine. Cam asta stă la baza filmului și trebuie să-l vedeți.
Eu am înțeles că el este înscris la Oscar? Sincer să fiu, am auzit de la Ioane Bobeicu, de la Marin Madan. Uh-huh. Și iată cum recent aud și de la tine. Dar avem noi o grupă acolo în Facebook și am văzut ceva, dar nu am mai atras atenția, fiindcă acolo sunt mesaje de 2 ani în urmă, de 3 ani în urmă și zic, aia, zic, acolo vă felicit, zic, aia, zic, asta cred că zic, mesajele cele care erau de 2-3 ani de zile în urmă. Și Ioane Bobeica mă telefonează și îmi spune, maestre, felicitări, zic, și ocazie, zic, ce ai auzit, zic, am avut concert sau ce, zic, nu, cu această, zic, da, mulțumesc. Dacă e într-adevăr așa. Și apoi am discutat și cu Sergiu, cu Matrenco și mi-a spus că așa și este. Ei, mă rog, mă bucur. Evident, Anatol Mărzenco la Oscar. Cel mai tânăr și vechi actor de 70 de ani. Eu mai glumesc în spectacole când... dar știți de ce? Asta e secret. A? Câți ani ai? Asta e secret. E secret. Eu e vreau secret. Să vă spun că... nu de atâta, că mulți spun că Anatol, da, că mai uit în pașaport. Băi, n-am ce mă uitam eu în pașaport și n-ai și în dictania să mă uit în pașaport. Eu nu vreau, eu parcă nu de mult aveam 15 ani, 20 de ani, 30 și nu vreau eu să par așa cum spun alții, că băi, și ai îmbătrânit, ai și cu tine. Zic, băi, zic, eu nu te întreb pe tine, zic, și ai îmbătrânit. Sau ce te-ai îngrășat așa tare. Zic, eu, dar chiar dacă te văd, tac din gură și îmi fac... Dar mai am câteodată așa, în spectacole mai glumesc eu așa și zic, eram într-un spectacol și zic, ia că eu la vârsta mea de 86 de ani, de acolo stătea o pereche, soțul și soția. Și soțul se întoarce la soție și zic, tu ai auzit? O zis că are 86 de ani. Da, ești, da, am auzit. Da, el zic, și oare poate să aibă 86 de ani el? Dar femeia se întoarce la dânsul și zice că poate, băi, că ai să cânte de mult. Da, înseamnă că poate să aibă 86. Dacă cânta mai încoace, nu are. Despre film. Așa momente au fost când femeile din sat spuneau dacă ne-l arătați pe Anatol Mărzencu, noi astăzi vă aducem plăcinte. Ia că sunt băieți care... Poți confirme asta. Da, zic, dar și zic eu să exponați sau zic să portret să mă arăte. Zic, las să vin încoace să mă vadă. Să mă, dacă ne-l arătați. Să fac poze, da. Dar și, într-adevăr, este și el aici, se filmează. Da, se filmează și el. Și vineau femeile. Ceancu de plăcinte? Vineau femeile, da, vineau la poartă, se uitau, se uitau. Ia uite, fa, dar noi credem că el e mai gras, că e mai zdravă, dar el au țăracul și... Tărac, dar să-i facem niște plăcinte. Ei, da. Eu eram bucuros că echipa... Adică n-am rămas noi așa... Ioane îmi spunea, că Anatol, chiar am trăit momente frumoase, chiar cu bucătăria, cu spătăria cea improvizată de noi, cu viciul care l-au făcut ei acolo. Ei, mă rog. În culise lucrurile tare sunt interesante, în momentele filmărilor, echipa de filmare și mai departe. Și mai ales dacă voi erați acolo, toți aproape v-ați împrietenit, nu era? Ca să mă înțelegi corect, cineva într-un interviu m-a întrebat, Anatol, dar atunci când te filmai tu, au fost momente când ai căzut? Zic, dar cum? Dar poate nu înțeles cum. Eu înțeleg de ce m-a întrebat așa când ai căzut. Adică momente când nu știi ce să facem atunci, da, în timpul filmărilor. Așa ceva n-au fost, dar vreau să vă spun că eu i-am răspuns așa o replică. Zic, păi sigur, că zic, a început a ploua, zic, taban, atunci aș trebuia să alerg înspre câmpul minat, să-i spun lui Zinca, Zinca, oprește, nu fă niciun pas, oprește mama dracului. Și acolo era un pârâu undeva de vreo metru jumătate și vreo metru și ceva era lățimea lui, trebuia să-l sar. Cei care erau domnul Andrei Golban, care era mai zdravă, înapoi el ajungea acolo să oprea și să dădea drumul încet, dar eu zic, păi, zic, eu am să-l sar atunci. Păi, tătea, mi s-a unicat piciorul, băi, frate,
și băieții îi spuneau, dar nimeni nu râde cu, cum e? Domnul Mărzencu a căzut. Și după asta am auzit că îmi spunea Marin cu Matrencu, ori Ioane, nu știu cine îmi spunea, că domnul Atolci, știți ce poză, păcat că nu a prins-o nimeni, că am văzut numai sandalele netale, că în sus și capul era în râpă. M-am sculat și m-am uitat prin prejur, râde cineva, dar toți așa de... și sâmsăm. Nu, aventuri de la filmări, cu, da. Cu cădere frumoasă. Da, când era second hand-ul ăsta, da, spune, magazinul ăsta unde cauți și Marina îmi spune, domnul Atol, trebuie de cumpărat niște haine ca să intrăm în rolul lui Iacob. Zic, da unde? Ia ca la piața centrală este un... Și zic, bine, mergem. Mă duc eu cu Ioane și cu Marina acolo și umblam pe în rândurile celea, dar acolo, mă rog, și de la țară și mai nevoie și așa. Și umblam și tot alegeam, se uitau și băieții. Și două rânduri mai încolo de mine, văd două, trei femei care, Marei, uite la mine. Fan, îți pare că așa de partea cealaltă, că e așa care cântă, nu mai plângi, dragă mamă. Care, ce că așa la, Mărzencu. Dar așa, el fa. Da, treia care s-a uitat așa, ea, știi, la mine s-a uitat și a zis, fa, săracul, așa zile, a ajuns, chipurile că eu cumpăr de acolo cu 2 lei, cămașa, pantaloni, da. Dar ei nu știu când ea întrebesc pantaloni și cămașă pentru filmări. Filmare, pentru, da. Zic, fa, sărmanul, așa zile, a ajuns. Ei s-au făcut impresia asta că, da. Da, din păcate, lucrurile, pentru mulți dintre artiștii foarte cunoscuți, lucrurile stau cam așa. Adică asta nu e foarte tare de mirare să vezi un om care e foarte cunoscut și poate nu are bani. Pentru că asta și urmează întrebarea mea. A fost timpul, viața așa dulce și tot timpul ați avut mulți bani? No, nu, de unde? Absolut deloc. Dar aflându-mă acolo la filmări, eu tot timpul eram, știm, și știam că un suflet permanent este alături de mine, gândește la mine și zic, băi, trebuie să fac față, că acest om a fost o viață întreagă alături de sufletul meu, de inima mea și trebuie să fac față, să-i arăt într-adevăr, să demonstrez că am făcut și eu ceva în asta viață și nu degeaba am trăit cu ea. Este vorba de soția mea, de Vasilisa. Și îi mulțumesc ei, fiindcă tot timpul n-a să mă înțeleagă nimeni niciodată, fiindcă spun toți că, da, bărbații sunt puternici, dați să fim așa, niciun bărbat nu trebuie să se considere puternic, cât de puternic nu s-ar considera, dar credeți-mă pe mine, că atunci când ajung momente dificile, orice bărbat care se consideră el singur puternic, totul mă cere un sfat de la soție. Credeți-mă. Și soția vi l-a dat? Nu că mi l-a dat. Noi ne înțelegem din privire. Eu vreau să vă spun că ea este o fire și ea mai e, nu că e enigmatică, dar eu mă simt bine alături de ea. Știe glumele, știe să glumească, fiindcă tata socru, Mihăluță Munteanu, era un om extraordinar. Făcea niște glume și se vede că aceste glume Vasilisa le-a moștenit de la simțul umorului la tatăl ei. Tot și timpul, ați fost alături și la bine și la rău împreună. Sigur. Că vorbeam despre perioadele grele din viață, atunci când vorbeam despre posibile. Există cazuri când oamenii ajung să-și cumpere cămașe de cei 2 lei, pentru că nu sunt bani, nu tot timpul în viață reușești să câștigi suficient. Au fost cazuri când poate soția câștiga mai mult, chiar dacă, să zicem... Tatiana, să divulg aceste secrete, să nu le divulg. Da, au fost momente grele și la noi, foarte grele momente. Au fost așa momente, dacă vă amintiți, pe timpul zilea când intrai într-un magazin și nu găseai nimic pe rafturi. Toată lumea
era cam speriat atunci. Băi, ce se întâmplă? Ce poate să ne aștepte? Erau cupoane, erau... Și atunci, țin minte când Vasilisa îmi spune, Anatol, eu o să plec cu o colegă de-a mea, de la serviciu, plec în România să vindem, așa era primit, să vindem haine, becuri. Țin minte că acum am găsit astea motorașe de astea Rodnicioc, care le-a luat cu ea. Pe urmă, ce mai lua? Ștergare, fețe de mesă, îți duce în România. Tupoare, eu sunt de la Ungheni, mama mea îți duce cu șervete și fețe becuri, de mesă. Țin minte și înapoi vinea. Ștergări, da. Dar îi puneai în chiloț. Chiloț. Cușni, căciuli. Și înapoi vinea cu... Da, clar, dar cu ce vinea, nu ți-am minte cu ce vinea, cu haine pentru noi. Cu haine pentru noi la da, școală. Da, cu haine pentru copii, pentru mine. Zic. Eu rămâneam cu copiii 2-3 zile, se duceau încolo. Să mi le făceau business atunci. Da, asta era business moldovenesc. Mama mea a încercat vreo 2 ori și într-o zi a pus niște țigări aici undeva și a venit un nene la vamă și zice, aveți țigări? Și mama așa de tare s-a emoționat și a zis, am și nu știu ce să fac acum, că nu le pot. Dacă mă ridic în cad tăi. Eu vreau... Corâs și v-am ies ceala și a zis, du-te cu el 3 pachete tale. Eu vreau să vă mai spun încă prima dată când am mai... Clar lucru, acum românii cunosc termenile rusești, cuvinte, multe cuvinte rusești, dar pe timpuri, adică nu prea cunoșteau. Și au fost momente când am fost cu un coleg de-al meu, am spus-o și o mai spun, tot așa cu bișnița, și duceam chiroane de mari. Și el îmi spunea, zic, voi trebuie de luat cerneală, era flacoane de astea cerneală Raduga, care e pentru stilouri. Am înțeles. Raduga, zic, băi, Andrei, ce să facem cu asta? Băi, este așa gata. Că astea, că le putem trece ușor. Și am trecut partea și, și ne-am oprit într-un sat și de-am pe Andrei, el știa, dar el m-a luat cu dânsul să fac și eu copii, că pe timpul liceului încă nu cântam. Bani grămadă. Da. Și avea el un moscvici, de cel vechi, vechi. Și vin românii și întreabă, ce ai adus? Păi, asta, dar asta ce? Nu să uite, Andrei, asta e o travă pentru porumb, pentru fasole, pentru cartofi. Și cum? El zic, un flacon de asta la o căldare, la o găleată de apă și îmble cu mătura și strochești. O vândut el acolo, nu știu cât o vândut de ei, dar eu stăteam cu dânscul dacă eram pentru prima dată și am plecat mai departe, spre Iași, încolo, cu toate că n-am mai ajuns pe la Iași, am ajuns partea cealaltă. Și când a venit înapoi, ce să spun? Toate lanurile erau albastre, parcă erau colorate. S-a strochit cerneală. Păr ars, distrus, fragil sau uscat? Ești hairstylist? Descoperă brandul Donati. Tratamente reci, inovatoare, care lucrează în interiorul firului de păr fără a-i modifica structura. Șampoane, măști, uleiuri sau protecție termică, doar câteva dintre soluțiile pe care le ai la îndemână și pot oferi clientelor tale păr sănătos și frumos. Donati, brandul brazilian care a revoluționat industria îngrijirii părului și care satisface chiar și cei mai pretențioși clienți. Acum și în Moldova! Dar oamenii ieșeau din situație cum puteau. Eu țin minte când aveam ghete rupte și nu aveam cu ce să mâncați. Adică și uneori, ori nu erau bani, ori erau bani, dar nu erau acele ghete de unde să le găsești. Trebuie să te duci. Și eu eram de Ungheni, mama îți duce. Erau perioade când nu primeau bani câteva luni la rând. Și eu trebuia să îmblu în aceeași încălțăminte, care o leacă era ruptă, o cosei.
Noi nu numai eu, tu ți-am trăit perioada aceea. Da, dar vouă era mai ușor. Că eram la unghieni și foarte aproape. Că, da, dar noi... Eu am apucat și eu timpurile celea când, adică eram pe timpul Uniunii Sovietice, plecam la Brest. Cum am Brest, plecam și aduceam de acolo haine de marcă, jeans, căciule astea, scurte, lucitoare, care erau, nu pot să vă redau ce. Și vineam acasă, vindeam prin Chișinău, iar plecam înapoi. Asta până să apară Bograda Iepustie, iar da, întoarcere. Da, da, da. Asta până la, până la 27 până. De ani. Că după apariția acelei piese, n-ai mai făcut alte joburi. Nu, absolut deloc. Atunci am, să spun așa, am dat naștere la colectivul nostru, unde a fost fratele meu, Vasile, la chitară, Valeriu la bas, chitară și Oleg Iețchevici Toboșar. Și am cântat până anul vine la Chișinău. Aha. Eu mi-amintesc că eram în Fălești când a apărut acest cântec Nu mai plânge, dragă mamă, și tot să-l cereu și pe la anunț și în izvoare, pare mi se că. Și cum era cortul, scena lângă gard, s-apropie unul de mine, mă rog, în fiecare sat era câte unul de ăsta care el, cum spune la noi, ține raionul, ține satul. Și, bă, zic, și, bă, tu să am în ghinei cu cela care cântă, cânti cu cela de mamă. Zic, știu, dar abia a apărut să cânti cu ăsta. Zic, îl știu care. E cântă ceva despre dâns. Cu Anatol Mărzeancu. Da, da, da. Așa la care cânti cu ăla, zic. Dar și eu facem, zic, da, zic, am auzit și eu de el. Păi are un cântic el așa, s-o tot chinuit, s-o tot chinuit. Când el se duce și mamă să-l așteaptă. Asta tot ce știe despre el. Da, dar eu zic, da, am auzit eu cânticul ăsta, zic, și apucinua să-l cântați azi. Da, eu zic, da, eu știu, zic, ca să-l cântăm, n-a să-l cântăm. Cum ai n-a să-l cântați? Că băgați seama că-și mahala e rău, zic, că nu scăpați cu una cu două, știi? Și am zis, vezi, poți să mai iei ușigane, zic, știi, și zic, da, să-l cântăm. Atâta noapte au stat lângă noi și numai cânticul ăsta să-l cântam. Tot ne arăta. Dă-i, că eu plătesc. Iată așa au fost momente că acest cântec, într-adevăr. Dar nu numai asta, eu știu, anii trec, ce s-a dus. Ce am iubit, m-a lăsat ce s-a dus. Dar cum e el? Ce am iubit? Totul e trecător. Da, da, da. Pe o bancă de mult așteptând, stă copilul, singer. Da, știa că stă și nu l-a scris. Mă duc eu cu textul ăsta la bunul meu prieten. Vreau să spun așa că îmi este un prieten și un băiat, un meseriaș de forță. Este vorba de Sergiu Musteață. Un suflet extraordinar. S-a tot pomenit de el atunci când eu am chemat interpreți. Da. Pentru că și atunci, s-a lucrat și da, atunci. Pentru că, într-adevăr, cu Sergiu au lucrat foarte mult și datorită mixurile și aranjamentele care le-a făcut el, o majoritate a artiștilor astăzi sunt artiști. Și vreau să vă spun că m-am dus cu acest text la dânsul și el îmi spune, băi, Anatol, și ai venit cu cântecul ăsta? Zic, dar ea îmi place. Dar și ne? Și ne l-a scris? Eu l-am scris. Băi, cântecul ăsta nu trăiește. Zic, dar și Sergiu nu trăiește? Bun, ia ca pe o bancă de mult așteptând stă copilul, da? Da. Ăsta merge. Stă flăcăul, da? Da. Și încă aici de gândit, ieri iubita de acasă s-a dus. Ei, admitem că merge. Dacă îndeamu, stă bătrânul cu plete de argint, nimeni nu vrea să fie bătrân și știi, când aude lumea de bătrâneță, atunci, crede-mă pe mine că cânticul ăsta nu trece și n-a să fie șlagăr. Dar eu zic, eu vreau să-l fac. Eu vreau să-l fac. Și după mult timp m-am întâlnit cu dânsul, zic, Sergiu, zic, ți-ai minte vorbile noastre? Ți-ai minte?
Ei, unica dată unde am greșit și eu, zic, da, așa nărezic, așa nărezic. Dar ne-mi place foarte tare piesa asta, pentru că ei, ne-mi plac piesele în care este o poveste. Da. De exemplu, sunt piese populare în care se zice despre cum crește fetița mamei, fetița mare, e mare, deja pleacă de acasă, căsătorește, are copii, da? E ca așa o istorie de viață. Haideți să ne reîntoarcem chiar și la cântecul ăsta. Tânăr, am plecat de acasă și mă întorc cu pletesuri, n-a vrut soarta nemiloasă și de mine. Viață, soră, viață, dacă aș avea putere, aș întoarce viață, tinereța soră, viață. Tatălui și mamei mele. Sau ce mai este? Mm-hmm. Măicuța mea bătrână, departe astăzi sunt, adică sunt timpurile cele când cândva ai noștri plecau undeva peste hotare în căutarea unui trai mai bun, ca să facă un ban pentru a-și întreține familia. Da, eu sunt de acord cu ei. Au plecat, au trecut vremuri grele. Măicuța mea bătrână, departe astăzi sunt, bat-o Dumnezeu de viață, bat-o Dumnezeu prin străini, pe undeva trece viața mea. Așa și este. Atunci când vorbeam noi despre burș cel de 800 de lei, soția plecase în Italia la muncă pe hotare. Nu, absolut deloc. Dar unde ea plecase? Atunci, eu nu ne amintesc, a fost vreo 15 ani în urmă acel interviu. Atunci... Plecase în Italia, nu la muncă. Nu. Vreau să vă spun, atunci ea plecase... feciorul, Anatol, era stabilit acolo, a intrat la universitate. În Italia au făcut, da. Anatol facultatea. Eu am rămas cu Victoraș, cu Mezinu, aha, acasă, dar ea a plecat acolo, nu țin minte, trebuia să fac o confirmare, ceva, că mulți ani au trecut atunci. Și ea a plecat și trebuia să vină înapoi. Și zic, zic, a sărăbd eu vreo 3-4 zile, zic, cu Victoraș, zic, nu știam, eu în afară, deci, mă ceam la magazin, cumpăram șprotă, prăjeam ouă, dar câte ouă și cartofi prăjiți și șprotă poți mânca? Zic, dai să fac și un borș, zic, să... Și m-a apucat eu să fac borș și ăla, e neoticnit. Eu țin minte că, zic, gata, zic, parcă l-am ajuns la condiții. Și zic, Victoraș, hai la masă. I-a întrunat lui Strachină, dar... Vasilusa trebuia să vină peste două zile să se întoarcă ca să revină. Și zic, Victoraș, hai la masă. Și-i turn lui Ostrachină, întorc și mie. Zic, așa ceva, eu cam nu prea mănânc, da? Și mă uit, Victoraș, cum stătea și tot sorbea și se uita așa cu coada ochiului la mine și am să zic eu și zic, cum Victoraș, e bun? Da, dar tot... Eu azi mănânc, dar e cam fierbinte, azi mănânc. Și zic, poate să mai dau un polonic, dar nu trebuie. Eu atunci am înțeles. Că el nu a fost chiar așa de 800 de lei. Nu a fost așa de bun. Și au trecut mulți ani când eu am povestit acest caz și Victoraș și-a reamintit și îmi spune că, Tatico, spun ceva. Zic, spune, ți-ai minte cazul cel cu borșul? Eu ne amintesc, dar așa de... de jalnic ai apărut în fața mea și era jale de tine, că zic că n-am vrut să-i obișnuiesc atunci când ai zis cum e vrei. Nu a fost bun deloc borș. Câți ani are acum Victoraș? Câți ani are? Cel mai mic. Oi, e din 94. Ai, mic. Mic. 30, încă nici nu a făcut. 30. Și vreau să spun că ei îmi sunt prieteni. Anatol și Victoraș. Da. Chiar și David, nepoțelul, îmi este prieten. Mulți părinți spun că, iată copiii mei și tata meu, mama mea. Dar eu le-am spus lor tot timpul, voi, eu când vă dau un sfat, voi vă uitați la mine așa, că eu zic tata multe zice și mama multe spune. Zic, socotiți că eu vă sunt prieten, fiindcă voi țineți mult cont de sfatul prietenilor. Eu simt asta și văd că, ea că mi-a spus prietenul meu că așa e mai bine. Să cotiți că eu vă sunt prieten și după asta tată sunt. Și atunci, și într-adevăr, avem o legătură așa prietenească. Adică eu nu ascund nimic de ei și nu ascund nimic de mine. Adică suntem prieteni. Cu băieții. Da.
Eu aș vrea să o duc chiar așa acolo în familie și viața personală, nu foarte mult, dar ideea că dacă nu ai persoana potrivită care să te sprijine atunci când ai o meserie care nu aduce bani stabil, n-ai cum să dai înainte. Cu siguranță, soția a fost un pilon foarte serios în succesul în carieră. Pentru că un interpret aduce bani când sunt concerte, dacă nu sunt aduce. Aduce bani când sunt nunț, dacă îmi vine postul, bani nu-s. Știi ce vreau să-ți răspund? Și dacă n-ai un om care să te înțeleagă, n-ai cum să dai înainte. Da. Puteți să zică, găsești altceva de lucru și adă bani acasă. Puteți să zic, și sunt cupluri în care se întâmplă asta. Da, du-te și lucrează ori taxist, ori mai fă ceva. Fă ceva. Da, și eu cred că o să fii și tu de acord cu mine că atunci când se simte lipsa, necesitatea banilor în casă, majoritatea se încep și scandaluri, cum se spun la noi, și chiar vreau să spun că pe o bună parte din multe familii chiar dau la divorț. Anume din cauza banilor. Ce? E corect? E drept, așa? Da, da. Dacă ea îmi spunea vreodată că, băi Anatol, de-ai ști cât de greu mi-a fost mie să-ți fiu soție, eu i-aș da crezare și o cred. De ce? De ce e greu să fii soția lui Anatol Mărzenco? Câteodată pot să mă, înainte, adică de fapt acum, nu grăiam, nu vorbeam câte două, trei zile. Dacă mă apucam să scriu vreun cântec, spuneam, îmi dați pace, nimeni nu mă deranjează. Da. Pe urmă, plecări, nopți nedormite. Și când am simțit că îmi vine greu, mă duc nopțile, singurel vin, zic, nu vrei să mergi cu mine, măcar de urât să-mi ții? Eu înțeleg destul de bine. Ea de multe ori, chiar discutând cu prietenile ei, spune că mă tem că nu este loc în Republica Moldova pe unde să nu fi călcat eu cu Anatol. Vă dați seama? Mergea soția la concert. Și acum merge. Vă dați seama cât de greu este, eu înțeleg, însă nopți nedormite alături de mine. Nu de atâta, dar câteodată vii obosit, câteodată, dar așa, mai schimbăm o vorbă, mai discutăm, ne mai amintim de unele momente. Ea este alături de mine permanent și eu simt că, știți cum, altă femeie putea să zică, a, da, eu stau acasă, las duc el să-mi aducă bani și gata, și cu asta s-a terminat, fiindcă e bărbat, lasă, orice bărbat trebuie să aducă bani, dar ea este alături de mine, adică ea vede cum. Și eu câteodată mă supăr pe ea, că zic, nu mă jălești deloc, zic, eu mă duc, îmblă. Zic, de știi tu câtă lume ca ne ducem la concertele astea, să uită mulți la mine. Dar poate mai de oache și neva, că sunt majoritatea, sunt femei care să uită, poate nici cu un rău să uită. Vine acasă și e că îmi buhnești capul, mă dor. Și, dar îi mulțumesc din suflet că este alături de mine. Dar de ochiuri cred? Cred, dar cum, dar eram la cumnata mea în Urhei, când ne-am așezat la masă și la un moment dat simt că mi se învârte capul și nu mi-ajunge aer, vă spun să-și dea lângă mine și nu puteam să ridic mâna și zic, mă, de ochet, cine de oache? Și Vasilisa a zis, cine de oache? Și repede mi-a adus aghiazmă, m-a dat, am ieșit afară, dar nu puteam nici să vorbesc. Și se apropie un coleg de la Vasilisa, zice, doamna Vasilisa, o zic, eu de ochi, vă spun sincer, eu de ochi. El a spus, băiatul care ședea în față, s-a uitat la mine așa, zice, eu de ochi, eu știu că eu de ochi, eu l-am de ochi pe Anatol. Trebuie de legă la ochi, oamenii în care de ochi. Dar eu n-am știut, eu am venit acolo, mă rog, s-a uitat și el la mine să mă vadă și iată așa. Eu leacă sceptică cu de ochiurile astea, dar am pățit-o odată, am vorbit în fața publicului.
Și m-am ajuns acasă și un fix așa, n-avem aer, nu ne ajunge. Și evident că toată lumea a zis că am fost de ochetă și pentru mine a fost foarte, adică eu nu cred și tot eu am trăit-o, că coincident sau nu, dar ni s-a dat aghiazmă și ideea e că atunci când îți revii, nu îți revii niște ușor la mine. Așa, parcă luat cu mâna starea și buf, așa la un moment dat. Așa a fost la tine? Da, așa a fost situația. Iar așa la mine, deodată s-a dus. Da. De ochi sau și eu a fost acolo, vrăjală. Eu nu știu de ce s-a întâmplat așa. Mi-amintesc așa un caz în Ghidighici, la o nuntă. Noi cântam împreună cu Ion Ungureanu, un prieten, în doi. Și eu cântam și în italiană și în... Băi, într-o pauză am simțit că inima parcă mi se zbate împotriva ritmului. Nu mi-a ajunge aer. Parcă am început a tremura și mâinile s-au lăsat în jos și zic, Vania, zic, sună acasă, zic, scăpare, zic, spune-l Vasilisa că eu mor. Și el, băi, ce-i cu tine, ce-i cu tine? S-o apropiat șoferul de mine, ce-i cu tine? Zic, nu știu, zic, eu mor, mor, dar așa spuneam, zic, eu mor. M-am gălbinit față și atunci șoferul a chemat o femeie care spune, ce poate fi aici? El e de ochet, dați aghiazmă, și nu-i aghiazmă cu mir de asta, și m-a dat. Și parcă a început să-mi treacă așa prin mâini, furnici, până în cap, și parcă mi s-o... și ochii s-au dat drumul, zic, băi, zic, și poate și până în ziua de azi, dacă stau și mă gândesc, într-adevăr, eu am trăit așa și am simțit așa momente, nu vreau să spun că cineva, să-i zic, hai că Mărzeancu le spune din capul lui, nu le spun din capul meu, eu știu ce vorbesc. Cum îți explici? Eu cred că mulți mă întreabă, zic, crezi în Dumnezeu? Să spun că este o putere extraordinară. Eu cred în... Da, eu cred. Dar cred în Dumnezeul meu. Eu pot crede într-un om. Într-un suflet. Eu cred, spre exemplu, într-un om care îmi vrea bine mie. Cum îmi explic? Că este o putere supranaturală? Este. Iarăși mă întorc la diochiul cel la care am avut, poate omul nici cu un rău, dar este o putere când acest om parcă este ca o, știi, ca un magnet, atrage toată energia pozitivă, o atrage din tine și atunci rămâi gol. Da, corect. Faza asta cu energie, faza asta cu... Da-mi vrăj. Crezi în vrăj. Tu ai fost în toate satele. Există în topul vrăjitoarelor sate, în topul sat... Deci există un top al satelor în care se fac cele mai mari vrăj de râu, de hrănire, de nebunii, de argint viu, de clans de rață. Am auzit, nu trăiesc în America, trăiesc în Moldova. Și asta ne ocupă toată ziua. Tatiana, eu am fost cu concertele și cineva mi-a spus în nordul Moldovei, că Anatol, noi ne-am întâlnit cu tine în satul acela, zic, da, zic, în satul acela în nordul Moldovei, unde toată lumea au zis că acolo nu-i casă să nu facă vrăj. Zic, băi, zic, voi și mă speriez, zic, eu atunci am fost, am concertat în... Zic că ai avut noroc că ești, nu ți-a fost rău, zic, dar nu i-a fost rău, zic, tot normal, zic, să știi că acolo o zic că satul acela o zic că e plin de... Cum numești? Nu știu, cinstit, vă spun că nu știu, undeva la nordul Moldovei, dar unde, nici nu-mi mai amintesc, dar mi-a spus persoana aceea că noi ne-am întâlnit, atunci am făcut cunoștință cu tine în satul acela unde... Zic... Da, alte cazuri chiar, de vrăjală. Da, știți cum... Eu auzeam de multe ori, chiar și din, să zic, când vrăj, cred. Scoate omul din familie, e nevasta cu vrăjile. Aici, dacă ești slab de caracter, cred că scoate omul din familie. Ori de caracter, ori de minte. Da, de minte, cred și eu așa.
Da. Am mai avut o întrebare. Poate mulți mi-au vrut binele și așa au vrut să mă scoată din familie pe mine sau pe Vasilusa să o scoată de lângă mine, știi? Dar nu le-a reușit. Adică ați avut fanii care au vrut să vă aibă ca soț? Nu, eu cred că iarăși mă reîntorc la invidia asta sau băi, dar uite și femeie frumoasă are Anatol Mărzeancu, știi? Și el zic, da, zic, știu eu, zic, chestiile astea, cum mai glumeam și eu odată, că când m-au întrebat și că Anatol, tu ai soție, zic, da, cine și eu arăt, zic, măi, dar e frumoasă și s-a uitat la mine, zic, și tu tot, zic, și eu tot, zic, și tu ești vesel, zic, soția e frumoasă și eu vesel. Da, ghicit, te-ai ghicit vreodată? A fost la ghicitoare. În toată activitatea, cu siguranță e nimerit în diferite situații și da. Probabil despre situații de pe scenă ai tot povestit la toate interviurile din Moldova. Am fost. Dar în situații de astea din afara scenii, interesant. Am adică, fost. În gospodării, pe la vrăjitoare, pe la ghicitoare, pe la ghicit în cafea am și bol. Am fost la ghicitoare chiar cu niște prieteni de mei, am fost și mi-a spus că s-a uitat la mine, zic, băi, zic, dar cât trebuie plătit, cât te lasă inima, zic, da, să-i dau mai mult, poate ne-a spune ceva bun, și zic, dar s-a uitat la mine și zic, nu știu, făcea cu băiați pe masă, cu cărți de jucat, te văd tot timpul pe drum de noapte, pusnic, dar eu zic, aia, zic, clar lucru, zic, știi că sunt muzicant, zic, și asemblu, zic, tot timpul noaptea mă duc la concerte pe acolo, și numai noaptea te văd la ruli, te văd, zic, aia, zic, mă vezi la ruli, zic, matale, zic, spune că trebuie să-ți dau. S-a primit fix așa ca cum pe timpuri, știți că la poarta piesă erau care tot timpul ghișitoare, dă să te ghișesc, dă să te ghișesc. Și intră eu în piață și se apropie una de mine. Dă să te ghișesc, 3 ruble, pe timpuri zile cum era, 3 ruble. Zic, hai ghișește. Și ia că știi ce, ești cu fântâna la poartă, zic, dar păi fiecare, în mintea mea, zic, fiecare are fântână la poartă, dacă nu chiar peste drum, zic, are fântână. Și gardul, zic, hai spune, zic, și gardul se înșepe de la poartă încolo, da, deci, zic, eu zic că sunt mai mare ghișitori ca tine, zic, eu mă uit la tine, zic, tu ai avut, nu de mult ai ieșit dintr-o boală foarte grea, dar eu holbat nu știu, da, de unde știi, zic, dar păi eu tot ghișesc. Puh, du-te de aici să nu te văd. Și s-a dus, mi-a dat pace. Dar eu am zis și eu așa, într-o glumă, că zic că ieșit într-o boală, zic, foarte grea. Și poate că aș avut ceva. Și mi-a zis, du-te să nu te aud. În ghicitori, cam n-aș spune, cred eu. Nu cred. Ai imitat foarte bine acum o țigancușă. Și am amintit că soția lui Iacob, personajul pe care îl joci în Tunete, este o țigancă care eu credeam la început că ea a murit, ulterior am înțeles că ea a fugit. A fugit, corect. Deci tu nu ești văduv în film. Personajul tău nu este văduv. Personajul tău suferă în urma unei trădări, părăsiri. De ce a plecat? În film nu e clar, dar în scenariul care vi l-a dat, cu siguranță există niște date. Putem vorbi despre asta? Nu știu ce a vrut să arate Ioane prin această părăsire a ei, adică plecarea ei de lângă mine. Dar atunci când am avut acele filmări în piața centrală și am văzut-o, atunci eu mi-am dat seama că fiecare om are destinul său, are drumul său, are viața sa. Și ea, adică, a înțeles că fiind acea persoană, ea nu poate sta alături de mine în sat. Ea are drumul ei, viața ei. De a vinde, a cumpăra, a fi tot timpul în mișcare. Pentru mine este un film care a pornit nu doar
partea dramatică, dar și umorul și mai ales melancolia. De ce? Pentru că eu am avut o flișoare de pietică cu steluță, așa cum a avut actrița, fica ta. Zinca. Și tata meu avea motocicletă de șeie care trebuie să-ți cumpere în film. Da. Și multe lucruri de acolo, bicicleta, o bada șeia. Da, eu am zis că majoritatea or să regăsească în acest film. Am spus. Da? Și o spun. N-am avut o badă. O badă, să zicem. O badă cu băr. Sigur, cu o badă și o mânai și tufișoarele astea, sandalele care erau. Și, nu știu cum așa ne-am luat de vorbă și zic, tot într-o emisiune, și zic, bă, eu cred că majoritatea care îl privească acest film se vor regăsi. Hai să nu spunem că chiar în locurile cele unde a fost acel câmp minat, dar... Adică Ghiozdanu are istoria lui Tinca, da, obada aceia care umblau, chiar acolo mai sunt momente unde s-au strâns copiii la fântână și când au împins-o pe Zinica și a căzut în... Majoritatea au trecut prin așa momente, cred eu. Eu chiar am trecut. Țineți minte, erau ulucuri de astea mari unde... Dar eu spun tu, dar tu spui dumneavoastră. Nu, dar de ce? Țineți, te adresez la toți. Ok. Da. Okay. Erau lucruri de cele mari când aduceau de pe deal vacile, rândul cu vaci și îi adăpau unul lucru cu cealaltă. De câte ori am căzut eu unul lucru cu cealaltă? La uluc, da? Da, știu și eu. Lung era așa, da, făcut da, din da. Lemn. Eu am prins din ciment și mai este deci, ulucul da. De ciment. Da, da. Că tot ai pomenit de Ghiozdan. Este acolo un moment în care tu visezi ceva. Ai avut în viața personală vise care, fix așa ca în film, ți-au prevestit ceva? Am avut. Aveam vreo 27-28 de ani când o săptămână la rând visam. Atunci nu erau scânduri de astea care merg pe roate și care arată prin filme. Nu erau pe timpurile celea. M-am visat o săptămână la rând. Skateboard sau cu ce? Da. Că zburam sus, toată noaptea, până dimineață zburam. Toată noaptea zburam. Băi, zic, ce-o fi asta? Nu știam. Dar atunci... Eu nu cântam doar la nunți și la cumătrii. Nu mă știa nimeni absolut. Uh-huh. Aveam o formație în Strășeni, aveam formația și eram într-adevăr tot timpul întrebați. Adică cântam luni, marți, miercuri, joi, așa era petrecere la armată. Asta nu spun eu, poate să confirme o întreagă lume din românești, zamcioși, drăgușeni, strășeni, scoreni, părțile astea unde cântam noi, că așa și era. Vineri cântam cu mătrăie, fiindcă nunțele nu se făceau vineri. Acum nunțele se fac și luni, și marți, și miercuri, când vrei. Sâmbăt cântam nuntă, duminică nuntă și iară. Așa întreună cântam. Dar, ca artist, nici pomină. Și cântam acest cântec, am arătat eu cuiva cânticul ăsta, o gradă, e pustie, iar pustie în casa părintească, da, cuiva la Casa de Cultură. Și după ce a ascultat, ce ăsta e cântic, știi? Băi, zic, dacă nu e cântic, l-am lăsat și eu balt într-o parte și îl cântam numai la ceremonii, la anunț, la zile de naștere. Și a trecut... vreo 2 ani de zile. Și zic, ia să mai încerc încă o dată. Și mă adresez iar la persoanele cele de la Casa de Cultură din Strășeni. Zic, băi, zic, am auzit aseară, zic, un cântic, nu știu cui aparține, zic, da, băi, zic, și-l cântam. Și tot ăștia care zic, ce-i stai cântic? Băi, ce versuri e așa, ce melodie, ce... Zic, se vede că... Zic, da, dar unde l-ai auzit? Cine-l cântă? Și care spuneau că... A cui poate fi? Eu am tăcut, m-am bucurat în felul meu. Dar n-ai spus că n-am e spus, meu. N-am spus că e meu. Și am venit în Chișinău,
am făcut legătura, pare mi se, cu Nicolae Josan. Da, m-am întâlnit și el. Băi, eu vorbesc cu domnul Stache și vii la radio. Zic, bun, mă duc la domnul Stache, la radio. Și el îmi spune, Anatol, o să trebuiască să imprimăm cânticul. Era, pare mi se că domnul Petre Sârbu, Dumnezeu să-l odihnească. Și atunci am auzit că mi-au spus cineva, zic, băi, să știți că băietul ăsta o să ajungă departe. Dar eu nu mai atrăgeam atenția, că nu mai credeam în chestiile astea care mi le spuneam. Da, vă spun că veneam seara acasă și visam iară, că parcă venea scândura aceea la noi, la prisp acasă, unde locuiam eu, mă urcam pe dânsa și toată noaptea zburam, mă uitam în jos, băi, zic, lumea e tare frumoasă, și zburam pe scândura aceea până în zori dimineața, până când mă trezeam, așa. Și am venit la domnul Stache, am imprimat acest cântec, două duble am făcut atunci. Și el îmi spune că, Anatol, vineri, la orele, unul deschide emisiunea cu tine, o melodie pentru tine. Dar noi nu aveam, cum spuneau atunci, radio toci ca casă, adică. Și soția Vasilusa lucra la clinica raională în Strășeni. Eu zic, ca să mă duc la dânsa, zic, de acasă, 3 km trebuia să mă duc. Și îi spun, zic, eu azi vin la tine, zic, azi cânt la radio. Și ea toți se uita așa, băi, scânt la radio, scânt, să vedem. Și m-am dus la dânsa, ea a luat cheile de la registratură, erau acolo unde era cabinetul de fluorografie. Și la ora 1:05, Victor Stache spune că era cum o premieră absolută, un tânăr interpret, Anatol Mărzeancu, pentru dumneavoastră. Și acest cântec. Anea, crede-mă pe mine, mi-au dat lacrimile, mi s-a ridicat părul pe mâini, nu-mi venea, crede, nu vedeam nimic împrejur, mă uitam la Vasiluța, o vedeam așa ca în... Măi, zic, eu cânt la radio. Nu-mi venea, crede. După asta am ieșit și mergeam în Strășeni și așa îmi părea că zbor, că zic, toată lumea, zic, nu știi, și mulți mă întrebau, dar și așa îngânfat, zic, de ce n-ai auzit? Am dar motiv. Dar și s-au, zic, am cântat la radio, e? Tu la radio ai cântat, știi? Mi-e părere că toată lumea a auzit, dacă am auzit eu. Și încetul cu încetul au început să dea pe post această melodie, câteodată deam și ani întregi la rând, câteodată deam și mie, mi-era cam, știți cum, zic, băi, zic, prea mult fac abuz cu acest cântec, știi? Dar, mă rog, nu poți face nimic. Lumea cerea această melodie. Da. Și eu cred că și ție ți s-a memorizat acele acorduri. Da, clipul ți-n minte, o gradă din clip, da. Casa ce eu ți-n minte. Da, da, și da. Eu știu că atunci mergea așa zvon că reîntoarcerea e despre revenirea ta de la închisoare. Măi. Nu este, este un mit, dar are... nu este un secret, tu asta știi. Da, da, știu, știu. Dar de unde s-a pornit așa zvon? Păi eu nu știu singur. La noi lumea, știți cum e, dacă vorbim de regie, noi avem așa regizori în țară, că nici nu știi, noi suntem aici, dar despre noi pot face un film așa că, sau scriu un scenariu. Sau niște bârfe care să... Vreau să vă spun că de multe ori, câteodată, nu degeaba cineva a spus că, băi, nici eu singur nu știu că am fost acolo, nici eu singur nu știu ce am făcut, dar toată lumea știe despre mie. Da. Că au fost aceste momente cândva cineva mi-a spus că, Donatol, cândva târziu de tot v-ați întors, vă întorceați cu automobilul, cu mașina la un concert din nordul Moldovei și ați luat o familie, o fetiță, un copil, un băiețel și mămica și mi-au spus că mergem, dacă puteți să ne luați până în Telenești. Zic, de ce nu urcați? Și am dus până în Telenești. Și când am ajuns
în Chișinău, eram cu soția. Cu soția, pare mi că eram. Nu știu cum am aruncat ochii pe scaunul din urmă, din spate, și mă uit, o păpușă. O rămas păpușa. Asta e important. Ne-am întors înapoi. Da? Da. Și am întors păpușa. Asta a fost. Creez în așa numită karmă sau faza asta că cumva îți se întoarce în viață. Cred. Eu mă întorceam din Italia, nu am spus nimănui. Mă întorceam din Italia cu ficiorul mai mare, cu Anatol, ficiorul meu. Junior. Da. Și am ajuns aproape de Brașov. Dar nu mi-amintesc. Deci, pare mi-s că atunci încă trebuia să iau legitimația și trebuia să fie și el cu mine legitimația de jucător de fotbal de la Federația de Fotbal. Eu eram la volan, era undeva orele 11. Am intrat în Brașov, 11 ori 1 de noapte, nu mai amintesc acest caz, a fost ca un vis rău. Tatiana, uite, sincer îți spun, mergeam și partea dreaptă văd o benzinărie. Zic, n-am să mă opresc acolo, că zic, vin mulți la benzinărie și nu pot să mai dorm, dar simțeam și eu că zic, adorm. Anatol deja dormea. Și zic, nu mă opresc acolo, că zic, nu o să mai dormim nici eu, nici el, fiindcă vin și fac mult, ba alimentează mașinile, ba ies afară la o țigară, ba. Și zic, o să cad undeva pe partea stângă, erau case, deci au grăzi de locuit, zic, o să... M-a uitat în oglindă, într-o parte, în alta, nu am văzut nimic. Și în mintea mea, în acel moment, am apucat volanul, știți cum fac șoferii, și zic, îl iau brusc. Într-o parte aveam undeva vreo 40 de kilometri, la oră. Zic, iau brusc volanul în stânga, zic, și intră în ogradă. Tu îți dai seama, în acel moment când eu gata stăteam cu mâna pe volan și pe accelerator să iau volanul în stânga și să intru în ogradă, a trecut un microbus Mercedes Delfin, mare, cu o viteză să fie avut vreo 140-160. Tu îți dai seama, și-o trecut, o trecut pe lângă noi, dacă era undeva un metru, adică a ieșit la depășire. A văzut că eu merg încet și el a depășit. Eu nu știu de ce nu l-am văzut, orică eram obosit, orică, dar a trecut pe lângă mine și atunci mi-am dat seama și inima, parcă mi s-a oprit într-o clipă. Zic, Doamne ferește, zic, ce era mâia cu mine dacă în secunda aceea eu luam volanul în stânga, el mă trăsnește, vă dați seama, drept în mine. Era, avea să fie o tragedie și eu n-am mai spus-o nimănui, dar asta am simțit numai eu și până în ziua de azi, credeți-mă pe mine, până în ziua de azi, acel moment mi-l amintesc. Nu l-am spus nici lui Anatol, nimănui, nici lui Vasilusa nu i-am spus, dar trăiesc cu acel moment și mă gândesc, băi, zic, am avut un înger păzitor, un dar înger. Dar ce trebuie să intrați în ogradă? Să mă odihnesc, să dorm. În ograda cuiva sau așa? Nu, într-o casă de locuit, erau într-o parte. Cu etajă. Într-o hudiță, cum într-o ar fi să intrați. Da, într-o hudicioară acolo. Și da. Secundă. Asta o secundă a fost. Vă dați seama, eu astăzi poate nu mai eram aici. Absolut. Partener general OTP Bank. În afară de faptul că acest rol o scos din vârsta adevărată a lui Anatol Mărsencu și piesele cu Capușon, Valera Liovski, tot așa, v-ați dus împreună spre un contingent și o generație foarte tânăr, adică câți 20 de ani, 18 ani, ascultă Răpcic cu Capușoan și Anatol Mărzenco, Valera Liovski și Anatol Mărzenco. Cum a fost acolo, colaborarea asta? Că până acum nu au fost așa colaborări. Până acum se făceau concerte la Platul Național, cu colegi de breaslă, anume cu șlagăre, pentru că în răp nu există șlagăre. Da, în răp acolo trebuie... Altceva! Atunci când mi-a telefonat Valera Liovski,
Domnul Anatol, eu sunt Valer Alioschi, poate ați auzit, poate nu, zic, n-am auzit. Așa, așa și-a fost. Este, da. Dar puteți să vă uitați pe internet, eu vreau să fac cu dumneavoastră un cântec împreună. Zic, bine, zic, am să văd. Și vorbeam cu acasă, zic, dacă, zic, o telefonat Valer Alioschi și Victor așa, zic, cine? Zic, Valer Alioschi. O, dar ce vă, ce-o vrut, zic, dar și el știi? Și că da, dar pune cântecele și ai să vezi și cu zic, tot lumea ascultă cântecele. Mă uit și acolo, cântecul care e. Bratanul meu cu Audi A6. Zic, voi, zic, cum se cânt? Bala unul, bala altul, spuneam, zic, ceream sfaturi. Deci, băi, Anatol, unul spunea, băi, lumea noastră înțeleagă corect, băi, unde te duci tu? Altul spunea, băi, mergi înainte. Zic, păi, ai mâine îmi dați răspunsul. Zic, bun. Zic, dă-mi textul, dă-mi melodia să o ascult. Îmi dă el textul, melodia. Zic, ei, nici nu știu ce să fac. Zic, cu toate că eu cer sfaturi de la mulți, dar fac ce gândesc eu. Uh-huh. Am întrebat de unul, de altul, de prieteni de pe Germania, Franța, Italia. Majoritatea, băi, Anatol, înainte. Și atunci, zic, dacă fac pasul ăsta, tăi prietenii, o să zic, băi, Mărzencușu a ieșit de minț. Cu toate că nu ne-a ieșit de minț. Ceea ce face Valera și Capișon, eu vreau să vă spun că să dea Domnul să facă toți așa ceea ce... Valera a fost aici la podcast. A fost, el a vorbit, da. E un băiat extraordinar, cu dâns poți să mergi la și Capișon capul a fost. Pământului. Nu te pierzi. Cu ambii am făcut deja episoade de podcast. Suflete mari, vă spun eu. Și zic că, Valera, zic, hai, zic, îl facem. Și am făcut și clipul. Donatul, îi dăm drumul, zic, îi dăm drumul. Dar cum mă vezi tu așa? Dar te văd, se neberberiți. Băi, zic, hai bine, zic, eu, zic, uite la streamă trailerul ăsta și să mă vezi acolo cum mă eu, zic, cu barba nefăcută, zic, merge. Și l-am făcut. După asta mă sună Capișon. Asta după lansare? După Valer Alioschi, mă sună Capișon. Donatul, sunt Marin Crețu, Capșon, nu vreți dumneavoastră împreună, eu, Liovski și... Zic, dar am făcut cu Valera, dar și cu mine, zic, bun. Care? De-am acolo primeam diferite comentarii, de replici, cu toate că ceea ce am făcut, eu sunt cot că eu am făcut ceva bun. Și m-am dus. Atunci mă sună Marin, zic, Marin, facem, unde filmăm? În pușcărie. Zic, hai de el. M-am dus. Era pandemie. Aoleu. Era pandemie. Și mă temeam, zic, medici și cunoștinți, băi, Anatol, trebuie să nu ieși, stai pe acasă, că e cu noi pandemia asta și da. Unde te duci tu? Zic, ne ducem. Ne-am dus, am filmat, am venit acasă, cu toate că poate și am înhățat virusul acela. Așa de vreo 5-6 ori l-am înhățat, că deodată cum apărea la mine, începea să mă doară ori stânga, aici am frunte, ori dreapta, zic, asta e gata. Și într-un an am fost... Am avut de 4 ori pneumonie. De vreo 4 ori am avut pneumonie. Dar prin colaborarea cu Capșon și cu Valera Alioschi, ai atras atenția unui alt public. Public. Mult mai tânăr. Mulți copii vin la spectacole și îmi spun, Donatul, dar noi vă apreciem chiar și colaborarea cu Capșon, cu Valera Alioschi. Dar, totodată, vrem să vă spunem că părinții mei sunteți fanii părinților mei și ați cântat și la cumătrie la mine. Zic, eu, înțelegeți? Părinții au ascultat în casă, desigur. Corect, da. Și părinții își educă copiii așa, spun că, uite, vedeți, acest om a cântat la cumătria voastră. Da, sunt... Eu câteodată stau și mă gândesc, băi, câți ani au trecut de atunci când văd că vine câte o mămică cu doi copii și spun că, Domnul Anatol, dumneavoastră ați cântat la cumătria mea.
bă, i-am cântat la cumătria mea, sau vine cineva și îmi spune că m-ați cântat la nunta părinților mei. Oh. Vă dați seama? Da. Și eu câteodată mă uit în oglindă, zic, păi, zic, eu nu sunt eu, dar ei. Da, nu s-a schimbat. Anatol Mărzienco, cel care îl vedem la Moldova 1 în adolescență și copilărie, eu n-aș spune că s-a schimbat foarte tare și eu pun asta pe seama la kilograme. Un om dacă se îngrașă, slăbește, se îngrașă, slăbește, mai repede îmbătrânește la față, la tot. Eu așa cred. Așa că Anatol Mărzienco, cel din adolescența mea, din copilăria mea, și Anatol Mărzienco, cel de acum, care mă obligă să-i zic tu, eu nu văd mari schimbări. Ia să scrieți în comentariu dacă vedeți, în comentarii dacă vedeți schimbări. Tatiana, știi, eu la părinții mei am zis tot timpul îi spuneam lui mama tu și tatălui meu tu. Ok. Nu știu de ce. Să-i spun netale, cum spunem la noi sau dumneavoastră. Da, este, adică, un semn de respect. Dar nepoții mei, copiii fratelui meu, tot timpul s-au adresat, până în ziua de azi îmi spun Tolea, Anatol. Că dacă eu aș fi mata sau dumneavoastră, m-aș simți cu mult mai în vârstă, cu mult mai bătrân. Dar așa, când cineva îmi spune că, dar știi, tu ai fost acolo, tu ai fost acolo, eu parcă mă simt și eu deopotrivă cu ei, de vârsta lor. Și atunci, cu toate că anii trec vârsta, timpul nu-mi dă voie să îmbătrânesc. Mă simt și eu așa. Dar vreau să vă spun că și de mine, poate nu lumea spune, dar din colegi de-ai mei, când se uită la fața mea, zic, uai, chiar în concerte de multe ori, când spuneam la fetelor, eu la toate femeile spun, fetelor, necătând de vârstă, fetelor, cele care mă văd pentru prima dată, care m-au văzut numai la televizor, vă rog frumos, după glume, cât mai glumesc cu dânsele, cât le mai cânt, să nu credeți niciodată sau să spuneți că eu știu că așa se vorbeau. Mă vedeau cândva la televizor, da? Și se uitea și, ia fa, și o pățit sărac, și cu dânsul fa, adică într-un film mă jăleu pe mine, că sunt așa de slab, și o pățit, și are omul ăsta, știi? Nu e adevărat. Mie îmi place să trăiesc, îmi place să glumesc, îmi place. Poate așa e aspectul meu. Nu am fost niciodată să spun că mai făcut sau mai plinus, cum spune lumea. Sau așa am fost o viață întreagă. Am avut 65 de kilograme. Poate în armată cândva am avut 74, dar am dat înapoi. La 65. Era de mușchi. Și, da, și m-a oprit la 65. Că majoritatea care se întâlnesc cu mine îmi spune că și ai pățit tot normal? Zic, dar ce întrebi așa? Știi, e mai gras. Zic, când mai știu că e mai gras? Ai slăghit tare. Zic, n-am slăghit. Zic, pur și simplu, zic, haina e mare pe mine. Mi-a luat-o cu un număr mai mare. Eu când aud, știi, că mi spun așa, dar și ai pățit, dar și ai slăghit, tare curioși, știi? Eu doar nu întreb de ce te-ai îngrășat așa tare, ce ai pățit, și cu fruntea ta, unde ți-ai părul. Cu toate că am avut și așa o chestie când cineva m-a chemat și a zis că spune-te, rog, cu ce vopsești părul? Eu în viața mea părul nu l-am vopsit, absolut deloc. La 86 de ani. La 92, nu la 86. La 92 de ani, cât are Anatol Mărzienco. Da. Vârsta este secretă. Pentru mine este o onoare ca Anatol Mărzienco să fie aici la Titania Podcast. Mulțumesc. O mândrie în fața părinților mei și o bucurie că ne-am revăzut, pentru că noi ne cunoaștem de acum 15 ani, că ne-am cunoscut la Radio Sănătate, la Aici TV și pe la cafea prin piața de la Ciocana, ți-am minte, ne-am mai văzut. Și cumva, eu cred că oamenii care au valori comune și credințe comune îi se atrag. Așa că noi nu în zadar am făcut cunoștință de mai de mult. Eu am să public la un moment dat o fotografie, eu am fotografii de atunci. Da? Da, le am.
avem o rochie așa lungă și zicem că mama o să mă îmbracă într-un sac, e rochie gospodărească. De gospodină. De gospodină. Am să public acele poze undeva pe Instagram, pe Facebook, alături de o poză pe care o să facem acum când ieșim împreună, ca să zicem 15 ani diferență. Diferență de 15 ani. Eu tare sunt bucuroasă că a venit Anatol Mărzenco la acest proiect. Eu tare sunt bucuroasă pentru film. Pentru filmul Tunete. Eu tare îmi doresc ca el să ajungă acolo la Oscar. Eu tare îmi doresc ca moldovenii noștri să urce și să ia acel trofeu de Oscar în mână. Și mult succes în continuare. Apariții noi cât mai multe, indiferent unde, în muzică, film sau cine știe ce se mai întâmplă. Sau poate în viața toate zilele. Am un cadou pe final de la partenerii noștri de la Maestro. Un vin Secret Blend se numește. Wow. Un vin. Excelența are nume. Este sloganul lor. Excelența are nume. Îți mulțumesc frumos că ai venit și mă simt onorată. Mult spor în toate. Eu îți mulțumesc din suflet. Spor în toate și numai bine. Mulțumesc. Partener general OTP Bank.